Aș dori să deschideți cu mine în Evanghelia după Luca, capitolul 9, primele 10 versete. Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, spune așa: Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii și a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Vă invit să vă reașezați. Dragilor, în dupămasa aceasta aș dori să învățăm niște lucruri despre Zacheu și de la Zacheu. Spune că la un moment dat, un mare șef de la vamă a mers împreună cu niște prieteni, au mers la litoral și au stat acolo câteva zile. Toată ziua erau pe plajă, toată ziua înotau și la un moment dat, într-una din zile, după ce au ieșit din apă, au început să se plimbe pe litoral și să admire litoralul. Numai ce a ieșit bine din apă, vameșul ăsta care era și șef, a trecut pe lângă el un om și a zis: să trăi, șeful. Ăsta nu a zis nimic, a mers mai departe, nu cunoștea pe nimeni pe acolo. S-a apropiat un grup de oameni. Când l-a văzut automat: să trăi, șeful. Ăsta nu știa ce să mai creadă acum. A mers, a zis: hai să mergem în partea cealaltă, că ceva nu e în regulă pe aici. Altă mulțime de oameni. Când l-au văzut și ăștia, toți au zis: să trăi, șeful. Ăsta nu mai putut. A mers la ei și a zis: oameni buni, eu nu vă cunosc pe voi, pe niciunul. Spuneți-mi, de unde știți voi că eu șef și îmi spune și să trăi șeful vameș. O zis: domnule, zice, să vă explicăm ceva. Noi nu știm că sunteți vameș și nici că sunteți șef. Numai zice că am fost foarte atenți când dumneavoastră ați înotat. Pentru că toți cei din jurul dumneavoastră în mare înotau așa. Numai dumneavoastră era singurul care înota așa și înota foarte bine. Vreau să vă spun ceva, dragii mei. Zacheu era campion la not. Spune cuvântul că atât de bine înota Zacheu și a notat, încât a ajuns mai marele vameșilor. Și vreau să vă spun ceva, dragii mei. Aș dori să privim puțin lucrurile diferit în dupămasa aceasta și să vă spun că, de fapt, Zacheu nu era un vameș oarecare pentru că era mai marele vameșilor. Dacă veți citi versetul 9 din textul acesta, dragii mei, veți vedea că, de fapt, Zacheu nu era un oarecare vameș, pentru că Zacheu era fiul lui Avram. O, ce mare diferență! Oamenii spuneau mai marele vameșilor, pentru că oamenii, dragii mei, totdeauna te vor privi în funcție de circunstanțe, oamenii te vor privi în funcție de poziție, oamenii te vor privi în funcție de cum îți merge. Mă vreau să spun ceva. În timp ce oamenii îl priveau pe Zacheu și spuneau mai marele vameșilor, Dumnezeu pe Zacheu îl privea cu niște ochi de tată. Pentru că totdeauna există o diferență mare, enormă, între cum te privesc oamenii și cum te privește Dumnezeu. Zacheu nu era un vameș oarecare pentru că era mai marele vameșilor, dragii mei. Zacheu era un vameș oarecare pentru că era fiul lui Avram. Stăteam să mă gândesc cât de mulți oameni își ratează, dragii mei, veșnicia, pentru că se uită în oglinda greșit.
O, dacă ar ști oamenii că Dumnezeu îi iubește. O, dacă ar ști oamenii că Dumnezeu îi pasă de ei. O, dacă ar ști oamenii de promisiunile Lui, că tot învățarăm de ele dimineață. O, dacă ar ști oamenii că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Numai că se întâmplă ceva ciudat, dragii mei, în viața lui Zacheu. Pentru că deși Zacheu era fiul lui Avram și deși Zacheu însemna curat, Zacheu, spune Sfânta Scriptură, că ajunge să se murdărească. Și cel ce se chema curat ajunge să se murdărească. Și dintr-o dată numele lui Zacheu, dragii mei, nu mai era reprezentativ pentru viața lui. Zacheu, deși era fiul lui Avram, Zacheu nu se mai comporta ca și fiul lui Avram. Știi că poți să te îndepărtezi de ceea ce te-a creat Dumnezeu să fii? Știți că Dumnezeu ne-a creat oameni sinceri, oameni care să spunem adevărul și spune Sfânta Scriptură că noi umblăm cu vicleșuguri? Știi că te poți îndepărta fără să-ți dai seama de ceea ce Dumnezeu te-a chemat să fii? Zacheu, dragii mei, nu mai era ceea ce trebuia să fie. Zacheu avea un nume, dar numele lui nu mai reflecta de mult realitatea. Zacheu, dragii mei, acum era pierdut, Zacheu era distras în oportunitățile vieții pe care o trăia acum. Zacheu, dragii mei, avea bani, faimă, funcții, relații, numai că toate lucrurile acestea, dragii mei, l-au făcut pe Zacheu să-și uite identitatea. L-a făcut să uite că el era fiul lui Avram și în momentul în care îți pierzi identitatea, în momentul în care nu mai știi cu cine votezi, în momentul în care nu mai știi care ți este numele, în momentul acela ești un om pierdut. Zacheu, dragii mei, deși era fiul lui Avram, oamenii îl cunoșteau ca fiind mai marele vameșilor. Tot ceea ce trăia Zacheu acum era în contradicție cu ceea ce însemna a fi un fiu al lui Avram. Spune cuvântul lui Dumnezeu că noi ca și oameni, ca și părinți, trebuie să învățăm pe copil, de mic, calea pe care trebuie să urmeze. Pentru că atunci când va fi mare și va lua-o pe căi sucite și pe căi lăturalnice, să aibă la ce să revină, la drumul principal. Antrenați-i și pregătiți-i și arătați-le calea de mici. De atât de multe ori ne spun părinții noștri, băi, când o să ajungeți cineva, niciodată să nu uitați de unde ați pornit, de unde ați plecat. Zacheu, uitați. Zacheu, uitați. Trăim vremuri și zile, dragii mei, în care părinții nu mai pun accent pe temelia aceasta, care trebuie să o formeze în copii. Pentru că în loc să pregătim copilul pentru cale, cei mai mulți părinți pregătesc calea pentru copil. Și dacă vrei să ai un copil ratat, pregătește-i calea. Pregătește-i calea. Părinții în ziua de azi nu le mai dau copiilor pe Iisus. Le dăm tablete, le dăm telefoane, le dăm YouTube, le dăm o groază de lucruri. Numai că acești copii, dragii mei, ajung să crească mari și ajung să dea cu stângul în dreptul și ajung în intersecțiile acestei veți. Și când nu mai știu ce să facă, îi aduc în biserică. Și atunci noi trebuie să facem tot ceea ce părinții n-au putut să facă în câțiva ani de zile. Trebuie să rezolvăm noi. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze de mic. Și când va fi mare, nu se va abate de la ea. Nu-i suficient, și vreau să fiți atenți și să mă înțelegeți bine ceea ce vă spun, nu-i suficient să vă duceți și să creșteți copiii în biserică dacă casa voastră nu seamănă cu biserica. Nu-i suficient să aduceți copiii la biserică dacă ceea ce este în casa voastră nu seamănă la biserică. Marea noastră problemă, dragii mei, nu-i că venim la biserică, marea noastră problemă e că lăsăm biserica în urmă și ne întoarcem înapoi. Și atunci ne schimbăm și vorbele, ne schimbăm și hainele, ne schimbăm temperamentul, ne schimbăm o groază de lucruri și copiii noștri, pentru că există o diferență mare între ceea ce se trăiește în biserică și ceea ce se trăiește acasă. Pentru că există o diferență majoră între părinții care îi văd la biserică și părinții care îi văd acasă. Pentru că există o diferență prea mare. Facem din copiii noștri farisei cu acte în regulă. Zacheu, deși era fiul lui Avram, Zacheu, uitați.
Când este prea mare diferență, dragii mei, între ceea ce e în biserică și ceea ce e în casa noastră, a fiecăruia, în momentul acela îți pierzi identitatea și nu mai știi cine ești. Zacheu era un trădător, dragii mei, de neam, aduna bani pentru romani, era hoț. Și noi știm vorba aia, că cine împarte, parte își face. Zacheu a uitat de unde a pornit și romanii acum, dragii mei, se foloseau de pârghiile și legăturile lui pentru propriile lor beneficii. Roma în vremea aceea era puternică și totuși storcea bani și Zacheu era un instrument prin care romanii, dragii mei, aduna bani de la conaționalii lui, pentru că în viața aceasta poate să te folosească fie Dumnezeu, fie cel rău. Nimeni nu era bucuros să-i vadă fața lui Zacheu. Și vreau, dragii mei, să mai învățăm ceva de la Zacheu și să fim atenți la un detaliu care nu a fost lăsat întâmplător pe paginile Sfintei Scripturi. Vreau să fiți atenți la un contrast foarte puternic. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Zacheu avea bani, avea putere, dar era mic de statură. Vreau să priviți la contrastul acesta între Zacheu, care este mai marele vameșilor, și Zacheu, omul mic de statură. Pe de o parte, textul acesta, dragii mei, ne spune cât de mare și de puternic și de înfipt era Zacheu, dar pe cealaltă parte ne spune că Zacheu era un om mic și scund. Și vreau să fiți atenți și să înțelegeți că în momentul în care vorbim despre Zacheu, nu vorbim, dragii mei, numai de banii lui Zacheu. Zacheu, în momentul respectiv, era un om cu putere. Zacheu era un om cu influență. Zacheu avea pârghii. Zacheu avea frâiele în mână. Nimeni nu se punea cu Zacheu în momentul respectiv. Nimeni nu-și permitea să-l tragă pe Zacheu pe sfoară. Nimeni nu se punea cu Zacheu, pentru că nimănui nu-i convenea când Zacheu dădea un telefon să vorbească cu persoana care era la celălalt capăt al firului. Zacheu nu numai că era o persoană puternică și proeminentă, Zacheu, dragii mei, avea și bani. Și cu toate aceste lucruri, cu toate că era un tip pe val, cum spunem noi, avea Zacheu o problemă pe care banii nu o putea rezolva, Zacheu avea o problemă pe care influența Romei nu o putea rezolva, Zacheu, dragii mei, avea o problemă, avea de toate, dar Zacheu avea o problemă, era scund. Zacheu era scund. Era puternic, era bogat, dar era scund. Și vreau să vă vorbesc în două, trei minute, dragii mei, despre acest dar. Pentru că întotdeauna există un dar în viața mea și în viața ta. Oamenii văd asta despre tine, oamenii văd cealaltă despre tine, dar există întotdeauna un dar. Până te căsătorești, totul e perfect, dar. Până faci nu știu ce lucru, totul e perfect, dar. Există un dar. Pentru că vreau să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu nu permite în viața noastră să avem numai plusuri fără minusuri. Dumnezeu nu permite în viața noastră să avem numai avantaje și niciun dezavantaj, numai beneficii și nicio responsabilitate. Zacheu era bogat, dar era mic de statură. Fiecare persoană binecuvântată din locul acesta are un dar în viața ei. Dacă o să ascultați povestea, veți găsi la un moment dat un dar. Fiecare persoană frumoasă, dragii mei, are un dar în viața ei. Fiecare persoană bogată are un dar în viața ei. Există totdeauna, dragii mei, în viața noastră un lucru cu care trebuie să trăim chiar dacă nu ne convine. Există un dar în viața noastră. Zacheu avea de toate, dar era scund. Vreau să vă vorbesc, dragii mei, despre probleme care nu vor dispărea din viața noastră. Există probleme în viața noastră care nu vor dispărea. Dar ceea ce este frumos, dragii mei, la Dumnezeu, și vom vedea lucrul acesta până la sfârșitul predicii, că de fapt problema aceasta lui Zacheu avea să fie pentru el cea mai mare binecuvântare. Există probleme în viața noastră care nu trec. Pentru că de unele probleme, dragii mei, atârnă ziua de mâine, dar de alte probleme, să știți că atârnă veșnicia noastră. Este foarte important cum ne raportăm la probleme. Întotdeauna există un dar în viața noastră. Are bani, dar nu știe să-i gestioneze. Are o soție frumoasă, dar nu știu, e guralivă. Are o groază de lucruri, dar. Există un dar în viața noastră, dragii mei, un dar care ne duce de atâtea ori la disperare, o disperare care ne face să chemăm prezența lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, am nevoie de Tine.
am nevoie de tine. Există un dar, dragii mei, în viața noastră. Câtă vreme suntem prea mari, prea tari și prea musculoși, nu prea credem că avem nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu, dragii mei, nu prea interesat de tăria și de puterea noastră. Dumnezeu, dragii mei, este interesat de problemele noastre, pentru că avem un Dumnezeu care este sensibil nevoilor noastre. Totdeauna tăria și puterea, dragii mei, creează concurență, dar limitările și problemele noastre creează relație. Ori Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care n-are nevoie de vedet. Dumnezeu are nevoie de un om care își recunoaște problema și vrea să meargă mai departe, știind că împreună cu Dumnezeu toate lucrurile sunt mai mult, toate lucrurile sunt posibile, și împreună cu Dumnezeu fiecare dintre noi suntem mai mult decât biruitori. Problemele acestea, dragii mei, care le lasă Dumnezeu în viața noastră sunt ca frână. Vai de mașina aia care are numai accelerație. Ca și oameni vrem să scăpăm de aceste probleme, dragii mei. Vrem să le ascundem, vrem să le ignorăm, vrem să le negăm, vrem să le detestăm. Dar Dumnezeu vrea să se folosească de problemele noastre. Zacheu, dragii mei, nu se putea bucura de putere. Zacheu nu se putea bucura de bani. Zacheu, dragii mei, avea o problemă în viața lui. Avea, dragii mei, un dar. În fiecare zi, Zacheu nu se putea bucura de ceea ce avea, pentru că se lupta în fiecare zi cu acel dar din viața lui. Avea de toate, dar era scund. Și problema aceasta, spuneam, nu putea rezolva nici banii, nici cunoștințele, nimic. Dumnezeu spune Sfânta Scriptură că a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte și a ales lucrurile slabe ca să le facă de rușine pe cele tari. Vreau să spun cu toată dragostea și cu toată responsabilitatea că problemele din viața ta nu sunt un accident. Nu mă credeți. Problemele din viața noastră nu sunt accident, ci sunt modul prin care Dumnezeu vrea să-și demonstreze puterea în viața noastră. Așa că atunci când te uiți la problema ta, la limitarea ta, la infirmitatea ta, nu mai spune că Dumnezeu nu te va putea folosi niciodată, pentru că vreau să spun ceva, Dumnezeu nu este limitat de limitările noastre, și spuneți amin. Ne uităm la noi și spunem se poate sau nu se poate, dar când ne uităm la Dumnezeu și să spunem, Doamne, cu Tine toate lucrurile sunt posibile. Dumnezeu, noi suntem limitați de limitările noastre, dar Dumnezeu, dragii mei, niciodată nu este limitat de limitările noastre. Dumnezeu poruncește și totul ia ființă. Zacheu n-a venit la Iisus pentru că avea bani. Zacheu nu a venit la Iisus pentru că avea putere. Zacheu a venit la Iisus pentru că avea un dar în viața lui. Era scund, mic de statură. Spune cuvântul că Zacheu, dragii mei, știa că Iisus avea să treacă pe acolo. Și spune cuvântul că a alergat înainte și s-a așezat în calea lui Iisus. Pentru că aceasta, dragii mei, este adevărata pocăință. Să fii pe drumul pe care trece Iisus. Să te pui pe drumul pe care trece Iisus. Pocăință nu înseamnă să-L aduci pe Iisus în drumurile tale. Pocăință înseamnă să te iei și să te catapultezi pe drumul pe care trece Iisus. Așa că va trebui, dragii mei, să nu mai încercăm să schimbăm noi Sfânta Scriptură, pentru că Sfânta Scriptură a fost scrisă să ne schimbe pe noi și nu noi pe ea. Și Dumnezeu, dragii mei, să ne ajute la aceasta. Zacheu s-a poziționat corect, dragii mei. Zacheu s-a poziționat pe drumul care merge Iisus, și drumul corect este drumul pe care merge Iisus. Vreau să vorbesc puțin despre lucrul acesta, dragii mei, pentru că trăim într-o lume și în biserică se practică lucrul acesta, din păcate, din ce în ce mai des, în care totdeauna, în fiecare zi, cu fiecare cerere care o facem, încercăm să-L aducem pe Iisus pe drumurile noastre. Și majoritatea rugăciunilor noastre se rezume la atât. Doamne, binecuvintează-mi drumul, Doamne, binecuvintează-mi căile, Doamne, binecuvintează-mi agenda, în loc să mergem pe drumul lui Iisus, care este deja binecuvântat. Zacheu, dragii mei, s-a poziționat în calea lui Iisus. Ne rugăm, spuneam, Doamne, binecuvintează-mă, dar vreau să vă spun ceva. Realitatea este, dragii mei, că înainte ca noi să avem un plan pentru viața noastră, vreau să spun că are și Dumnezeu un plan pentru viața ta. Și planul Lui este mai măreț, și planul Lui este mai cuprinzător, și planul Lui este mai binecuvântat, pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul care poate să facă nespus mai mult decât cerem, facem sau gândim noi.
Știi că Dumnezeu, dincolo de planurile tale cu care te naști de mici, de a fi doctoriță și avocat și nu știu, știi că Dumnezeu are un plan pentru tine? Știi că Dumnezeu are un scop pentru tine? Știi că Dumnezeu are un plan pentru viața ta? Dar pentru a fi binecuvântat și împlinit cu adevărat în viața aceasta, va trebui să faci un singur lucru, să te pui pe calea Lui, pe drumul Lui. Pentru că spune Iisus Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Trebuie să renunți la căile tale, Zacheu, și să te așezi pe calea, pe drumul pe care trece Iisus. Mi-am intitulat, dragii mei, cuvântul din după masa aceasta așa, drumul care contează cu adevărat. Drumul care contează cu adevărat, dragii mei, este drumul pe care trece Iisus. Restul înseamnă rătăciri, restul înseamnă kilometri în plus, restul înseamnă tot ceea ce doriți voi. Dar drumul corect și drumul care contează cu adevărat este drumul pe care trece Iisus. Interesant lucru, dacă veți citi Scriptura, veți vedea, dragii mei, că majoritatea oamenilor din Noul Testament care au primit o revelație, majoritatea oamenilor din Noul Testament care au experimentat o minune din partea lui Iisus, au fost oameni care s-au așezat în calea lui Iisus. Gândiți-vă la femeia cu scurgere de sânge. A fost vindecată femeia aceasta pentru că s-a pus pe calea lui Iisus. Femeia aceasta, dragii mei, dacă ar fi fost o stradă de părtare, femeia aceasta ar fi murit cu scurgerea ei de sânge. Gândiți-vă la orbul Bartimeu, dacă omul acesta nu s-ar fi așezat lângă această cale, ar fi murit orb. Ultima dată am vorbit despre cei 10 leproși, spune cuvântul, că pe Iisus Hristos l-au întâmpinat 10 leproși. Nu Hristos i-a întâmpinat pe ei, ci ei l-au întâmpinat pe Iisus Hristos. Pentru că vreau să vă învăț că trebuie să avem o cale și calea aceasta, pe calea aceasta să fie Iisus. Ei, leproșii aceștia, dragii mei, au mers înaintea lui Iisus, nu Iisus, înaintea lor. Zacheu, spune cuvântul, a alergat înainte și s-a suit într-un dud, într-un copac, într-un sicomor, ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Câtă vreme ești pe drumul pe care trece Iisus, chiar dacă ești limitat, chiar dacă ai probleme, chiar dacă ești scund, am o veste bună pentru tine. Dacă ești pe drumul lui Iisus, scund fiind, Dumnezeu va așeza un copac înaintea ta. Dumnezeu va așeza un copac. Pentru că Dumnezeul nostru nu este limitat, spuneam, de limitările noastre. Dacă ești pe drum cu Iisus, când treci prin probleme de natură spirituală, fizică și ce-o mai fi, Dumnezeu așează un copac. Dacă ești pe drum cu Iisus, când treci prin necazuri, Dumnezeu așează un copac înaintea ta. Poți să fii distrus în interior, dar dacă ești pe cale cu Iisus, Iisus va așeza și Dumnezeu va așeza un copac înaintea ta în care să te urci. Dumnezeu, dragii mei, are un copac care mă așteaptă și te așteaptă. Și vreau să spun ceva. Copacul acela, dudul acela, sicomorul acela, nu crește într-o zi. Nu crește într-o zi. Putea să nu fie copacul acela acolo, putea să nu fie. Cu siguranță. Știa Iisus Hristos că va trece pe acolo în preștiința Lui? Știa. Vreau doar să vă spun atât, dragii mei, că avem un Dumnezeu care pregătește un plan minuțios pentru fiecare dintre noi. Înainte ca mama și tata lui Zacheu să se cunoască, înainte ca Zacheu să fie o dorință, Dumnezeu, dragii mei, creștea un copac acolo, pentru că Dumnezeu ne-a pregătit mai dinainte faptele bune în care trebuie să umblăm. Dar pentru aceasta trebuie să fii pe calea Lui. Indiferent de ce probleme ai, indiferent de ce limitare ai, Dumnezeu va face să crească un copac care să te ajute să-ți depășești limitarea ta și să fii un om binecuvântat. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu, ascultați, mai dinainte, ca să umblăm în ele. În momentul în care, dragii mei, încetăm să mai impresionăm oamenii, în momentul în care
încetăm să ne mai dăm mari și tari. În momentul în care ajungem să ne recunoaștem problemele, în momentul în care ajungem să ne vedem cât de mari sau cât de mici suntem, în momentul acela îți vei găsi propriul copac Zacheu. Nu-ți poți găsi copacul atât timp cât ești plin de tine. Nu-ți poți găsi copacul dacă nu-ți recunoști nevoia de a te urca în copac. Dacă nu-ți recunoști micimea ta. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt foarte puternic, dragii mei, că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor zmeriți le dă har și le plantează un copac. Pentru că cine se zmerește va fi înălțat. Trebuie să fiu și să fii suficient de zmerit încât să recunoști, sunt mic de statură, sunt scund. Nu mai permite oamenilor din viața ta să se focalizeze, să se concentreze atât de mult pe darurile tale, atât de mult pe talentele tale, atât de mult pe ceea ce tu faci sau ai, pentru că s-ar putea ca lucrurile acestea să te îngânfe și să nu mai vezi că poți să ai de toate și totuși să fii mic. Smerenia, dragii mei, merge, spuneam, înaintea slavei, mândria merge înaintea căderii și pieirii. Cunosc oameni bogați, dar nu știu dacă vreunul dintre ei ar alerga într-un copac, la un copac. Oamenii sunt mai interesați, dragii mei, de ce zic oamenii, nu de ceea ce zice Dumnezeu. De dimineața până seara ne îmbrăcăm într-un anumit fel, ne facem cont pe Facebook pentru că vrem să știm ce spun oamenii despre noi. Oamenii bogați, dragii mei, nu se cațără în copaci, în public. Oamenii bogați taie copacii, nu se cațără în ei. Întrebați-l pe domnul ăla, Schweighofer, cum îl cheamă, Franz Schweighofer. Zacheu, dragii mei, avea de toate, dar lui Zacheu îi lipsea un singur lucru. Totul. Dumnezeu. Pentru că poți să ai bani și totuși să nu ai nimic, poți să ai putere și influență și să nu ai nimic. Pentru că ceea ce părea, dragii mei, o scăpare pentru viața lui Zacheu, ceea ce părea a fi visul lui împlinit cu timpul, devenise o capcană pentru veșnicia lui. Pentru că totdeauna diavolul îți promite multe, îți dă puțin și la sfârșit îți ia totul. Zacheu cu timpul, dragii mei, a ajuns să-și dea seama că există lucruri mai scumpe decât banii. Și sătul de toate și de toți, sătul de propriile drumuri murdare, sătul de părerea oamenilor, a alergat, spune Sfânta Scriptură, și s-a urcat într-un copac, ca un copil, ca să-L vadă pe Iisus. Și aici spune Sfânta Scriptură un detaliu foarte interesant. S-a urcat ca să-L vadă pe Iisus. Și Iisus nici măcar nu era acolo. Iisus, spune Sfânta Scriptură, că avea să treacă. Zacheu s-a urcat, dragii mei, într-un copac și Iisus nici măcar nu era acolo, pentru că asta înseamnă nebunirea umblării cu Hristos. Să nu îl vezi, dar să știi că este pe drum. Trebuie să-L văd pe Iisus, zicea Zacheu, trebuie să-L văd. L-am văzut pe Cezar, dar am nevoie de Iisus. L-am văzut pe Augustus, am nevoie de Iisus. Am văzut Roma, dar am nevoie de Iisus. Am văzut vame și am văzut o groază de lucruri, zicea Zacheu. Acum am nevoie de Iisus. Și s-a urcat într-un copac și Iisus nici măcar nu era acolo. Știți, dragii mei, cum se cheamă atunci când faci un lucru și aștepți să se întâmple ceva? Știți cum se numește lucrul acesta? În Evrei 11:1 spune așa, că lucrul acesta se numește credință. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Zacheu, dragii mei, nu numai că s-a smerit, dar Zacheu spune Sfânta Scriptură că a avut credință. Căci fără credință este cu neputință. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Atât de multe întrebări ne trimite Dumnezeu încolo și încoace. Atât de multe întrebăm. Doamne, eu o să mă urc acum. Eu o să mă urc în copac, Doamne. Chiar pe mine te-ai găsit. Să mă faci să mă urc.
Doamne, de ce să mă urc în copacul respectiv? Pentru că nu te văd. De ce m-aș urca, Doamne, în copacul acela? Dacă ai astfel de întrebare, dă-mi voie să spun doar atât. Noe, când a construit arca, nu a văzut niciun nor. Și totuși a început să o construiască. Urcat într-un copac, Zacheu, în fața tuturor celor care îl urau și îl arătau cu degetul. Știi când te va binecuvânta Dumnezeu? În momentul în care nu o să te mai intereseze ce spun oamenii despre tine, chiar dacă lucrurile acelea o să te facă să-ți pierzi aparent mândria și demnitatea, în momentul în care vei ajunge în punctul în care să spui, Doamne, nu te las până nu mă binecuvintez, orice m-ar costa, Doamne, orice ar zice oamenii, Doamne, eu nu mă las de tine, în momentul acela, în momentul acela, Dumnezeu te va binecuvânta. Pentru că vreau să spun ceva și Zacheu a știut lucrul acesta, că nimic din ce vor spune oamenii aceia, din ceea ce vor spune, din ceea ce vor face, din ceea ce vor gândi, nu vor putea să-L împiedice pe Dumnezeu să-L binecuvintez. Mă urc, zice Zacheu, într-un copac. Pentru că Zacheu a realizat, dragii mei, că la nivelul la care era, la nivelul pământului, la nivelul acela, nu se putea întâmpla nimic. La acel nivel, Zacheu, dragii mei, numai auzea despre Iisus. De la nivelul acela nu putea să facă mare lucru și Zacheu a zis, trebuie să mă urc în copacul acela, pentru că în copacul acela, dacă mă voi urca, îl voi vedea pe Iisus fără nici un obstacol. Și nivelul la care era Zacheu, dragii mei, nivelul acela inițial, era nivelul problemelor. Câtă vreme trăiești la nivelul acesta al problemelor, al neputințelor tale, nu vei putea face nimic. Va trebui să te ridici dincolo de problema ta și să vezi că ai un Dumnezeu mult mai mare decât problema ta. Va trebui să te ridici dincolo de situația ta, dincolo de circunstanțele tale, ca să poți să vezi cât de mare este Iisus. Vreau să vă spun că nimic, dragii mei, în toată povestea aceasta, nu s-a întâmplat până când Zacheu s-a urcat în copac. Pentru că dudul acela, sicomorul, copacul acela, dragii mei, reprezintă harul lui Dumnezeu. Copacul reprezintă harul lui Dumnezeu și scopul harului întotdeauna este să-L vedem pe Iisus clar, fără nicio piedică. Zacheu, dragii mei, era mic și nu putea să facă nimic în privința aceasta ca să îndrepte lucrurile. Și treaba aceasta, spune Sfânta Scriptură, că se numește lege, îți arată cum ești, dar nu te poate ajuta. Zacheu nu se putea ajuta, pentru că legea îți arată cum ești, e ca o oglindă, dar nu poate să facă nimic să te ajute. Dar ceea ce n-a putut să facă Zacheu datorită limitărilor lui, a făcut, dragii mei, harul lui Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu are pregătită o problemă, întotdeauna Dumnezeu are pregătită o cale, întotdeauna Dumnezeu vrea ca problema ta să te conducă pe cale. Și în momentul în care crezi că totul s-a terminat, că nu mai ai nicio scăpare, Dumnezeu va planta un copac în fața ta. Dumnezeu îți va da har în problema ta. Și problema lui Zacheu, dragii mei, l-a condus la Iisus. Problema lui Zacheu l-a condus pe Zacheu la Iisus. Pentru că scopul legii, dragii mei, era ca să aducă omul la capătul eforturilor personale și să recunoască nevoia de Iisus, nevoia de un mântuitor. De dimineața până seara, Zacheu se lupta cu neputința lui. Până într-o zi în care a realizat că dincolo de problema lui există un nume mai mare. Dincolo de problema lui, există un Dumnezeu care îi pasă. Dincolo de eforturile lui, există harul lui Dumnezeu care ne face biruitori în toate aceste lucruri. Dumnezeu, dragii mei, nu vrea să-L vedem pe El de la sol, în baza eforturilor noastre, pentru că este o privire limitată. Dumnezeu, dragii mei, vrea să-L vedem din copac și privirea aceea este o privire completă.
Câtă vreme vei fi mândru și mândră, Dumnezeu nu va putea face nimic, pentru că de fapt tu nu vei simți nevoia aceasta de a te urca în copac. Fariseii, dragii mei, din vremea lui Iisus Hristos, ei nu s-au văzut cât de mici sunt, ci în fiecare zi încerca să demonstreze celorlalți cât de mari sunt. Și în momentul în care te consideri mare și tare, în momentul acela, tu recunoști și spui direct sau indirect că tu de fapt n-ai nevoie de nimeni, pentru că te descurci pe cont propriu. Problema cu copiii lui Israel, dragii mei, când au primit legea, știți, legea aceasta le-a fost dată nu pentru că ei o puteau trăi, ci legea aceea, dragii mei, le-a fost dată ca să recunoască că nu o pot ține. Pentru că în același timp când Dumnezeu, dragii mei, le-a dat legea, Dumnezeu le dăduse și cortul întâlnirii care pentru ei reprezenta un copac. Dacă ei ar fi recunoscut că sunt mici și neputincioși, dar pentru că nu au recunoscut lucrul acesta, au încercat în continuare să țină legea. Și în momentul în care nu-ți recunoști problema, nu poți depăși. În momentul în care nu-ți recunoști problema, te duci cu ea în mormânt. Deși ai fi avut atât de multe oportunități. Copacul acesta, dragii mei, spuneam că este numit har și este conceput numai pentru oamenii scurți, adică oamenii smeriți. Cine s-ar urca într-un copac? L-ați vedea pe domnul Iohannis? Pe domnul premier? Dumnezeu, dragii mei, stă împotriva celor mândri, dar celor zmeriți, celor care se recunosc, Dumnezeu le dă har. Zacheu, dragii mei, s-a zmerit, Zacheu a avut credință, Zacheu s-a urcat într-un copac și apoi spune cuvântul că Zacheu a făcut ceva, a așteptat să apară Iisus. Adică Zacheu, dragii mei, s-a pregătit pentru o întâlnire cu Iisus. Toată săptămâna așteptăm vinerea, tot anul așteptăm vara și toată viața așteptăm fericirea. Spor l-a așteptat, oameni buni. Spor l-a așteptat. Zacheu a făcut ceva activ. Marea problemă, dragii mei, a bisericilor din ziua de azi e că oamenii vin la biserică și nu mai așteaptă nimic. O groază de energie cheltuim și timp. Cum să ne îmbrăcăm, cum să impresionăm, cum să dăm bine. O, dacă am folosit toată energia aia în a lăuda pe Dumnezeu. Dacă am folosit toată energia aia și să spunem, Doamne, vin înaintea Ta și aștept ceva, Doamne, de la Tine. Dragii mei, putem să trăim în lumea aceasta să impresionăm. Sau putem să trăim lumea aceasta și să influențăm și să aducem oamenii la Hristos. Iisus venea. A ajuns la locul acela și acum vă rog frumos să fiți atenți la încă un detaliu. Și-a ridicat ochii și a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și ascultă-mă bine ce spun. Nu lăsa pe Iisus să-și ridice privirea și să nu fii acolo. Nu lăsa pe Iisus să-și ridice privirea și să nu fie acolo. Pentru că lucrul acesta, dragii mei, a fost lucrul care a dus blestemul în lumea noastră. Adame, unde ești? Că te caut, Adame. Unde ești, Adame, că obișnuiai să vii în răcoarea zilei și să vorbești cu mine? Nu lăsa pe Dumnezeu să te caute și să nu fii acolo, pentru că lucrul acesta aduce blestem peste tine și peste familia ta și peste veșnicia ta. Hristos și-a ridicat ochii și acolo era Zacheu, un om smerit, un om cu credință, un om care aștepta activ. Un om care aștepta ceva de la Dumnezeu. Știți din ce cauză nu avem? Pentru că nu așteptăm. Știți din ce cauză nu avem? Pentru că nu cerem. Trăim vremuri, dragii mei, în care biserica o devine un fel de sport, un fel de mall în care să ne etalăm. Oamenii vin aici, ne salutăm și mergem cu problemele noastre nerezolvate. Mai auzim ceva poate despre Iisus. Zacheu, dragii mei, aștepta ceva. Smerit. Neinteresat de ceea ce vor spune ceilalți. Pentru că pe Zacheu îl rodea ceva în inima lui, dragii mei. Știa că el este fiul lui Avram. Știa Zacheu și se convinsese
că banii n-aduc fericirea. Noi cu toții știm lucrul ăsta. Numai parcă fiecare am vrea să ne convingem dacă e adevărat sau nu. Zacheu, dragii mei, l-a așteptat și spune cuvântul așa: Zacheu, dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu, dă-te jos în grabă. Dă-te jos, Zacheu, din copac, îi spune Hristos. Și vreau să înțelegeți iarăși bine un lucru. Copacul, dragii mei, când Hristos i-a spus lui Zacheu, dă-te jos din copac, în momentul acela copacul și-a terminat misiunea pentru care a fost. Dă-te jos, Zacheu. Copacul și-a îndeplinit scopul. Nu copacul, dragii mei, a fost cel care l-a salvat pe Zacheu, dar copacul l-a condus la cel ce poate salva. Așa că fiți atenți, nu vă mai îndrăgostiți de copac. Zacheu, dă-te jos de copac și nu te îndrăgosti. Pentru că marea problemă a multora, dragii mei, este că au rămas numai la har. Dar harul acesta, dragii mei, pe noi trebuie să ne conducă la Iisus. Că Dumnezeu, da, e bun și e dragoste. Și lucrul ăsta se numește har. Dar trebuie să ne conducă la Iisus. Există oameni care păcătuiesc non-stop pentru că ei știu că trebuie să se mulțească harul. Și ei rămân cu copacii. Îl încercuiesc, îl taie bucăți, îl sfințesc, îl pupă, se închină. Zacheu, dă-te jos! Și învățăm, dragii mei, după masa aceasta că Zacheu n-a rămas cu dudu, nici cu sicomorul, nici cu copacul. Zacheu, din toată întâmplarea aceasta, a rămas cu Iisus. Pentru că scopul harului este să ne conducă, dragii mei, la Iisus. Rămâi cu Iisus, nu cu un păstor. Rămâi cu Iisus, nu cu o slujbă. Rămâi cu Iisus, nu cu o biserică. Rămâi cu Iisus, nu cu un copac. Astăzi, spune Iisus, vreau să rămân în casa ta, Zacheu. Și pentru că Zacheu, dragii mei, a făcut lucrurile acelea extraordinare în public, Dumnezeu l-a binecuvântat în privat. Ardea inima în Zacheu și Zacheu, dragii mei, ajunge să se pocăiască. Zacheu ajunge să restituie, pentru că pocăința înseamnă și restituire. Mă gândesc cât de multe lucruri o fi avut Zacheu să împart. Cum a venit fan curierul pe la el și toți curierii. La un moment dat a fost ziua șefului. Știți că și șefii de la vamă au zile de naștere. S-au întâlnit trei colegi, au zis: băi, e ziua lui șeful. E ziua lui șeful și șeful. E șeful? Ce se face în cadou? O zis unul: bă, dacă e ziua lui șeful, băi, cumpărăm o mașină, mă, că e șeful. O zis el alți: băi, e prea puțin, mă, e prea puțin, că e șeful. Să iei la șeful numai o mașină. O zis al doilea: bă, zice, dacă e ziua lui șeful, îi cumpărăm un apartament. Băi, șeful. O zis el alți: băi, e prea puțin, voi nu înțelegeți că e șeful. La care o zis al treilea: bă, atunci, hai să lăsăm o noapte pe tura noastră. La care o zis el alți: bă, e prea mult, mă, bă, e prea mult. Prea mult, prea mult. Cât de multe lucruri oare, cât de multe lucruri o fi având Zacheu de dat. Și vă garantez ceva, dragii mei, vă garantez că le-a înapoiat pe toate cu bucurie. Pentru că, de fapt, tot ceea ce a crezut a fi adevărata lui bogăție a fost zero față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, care de fapt pentru Zacheu era acum adevărata bogăție. O, cât de șmecher e diavolul! Cum vrea el să rămânem cu problemele noastre și cu banii, să mergem cu ei până în fundul iadului. Că nu există om mai sărac pe lumea aceasta care n-are altceva în afară de bani. Nimic, nimic, nimic. Zacheu, dragii mei, a înțeles și vreau să închei cu ceea ce am început. Că de fapt el este fiul lui Avram. Zacheu n-avea nevoie de Roma. Avram era bogat. Și seara și după masa aceea, poate, din casa lui Zacheu, a fost ziua în care Dumnezeu prin Iisus Hristos i-a răscumpărat memoria.
Zacheu, poate ai uitat cine ești. Am venit să spun că eu sunt Dumnezeul celei de-a doua șanse și vreau să spun, Zacheu, că te iubesc și vreau să spun, Zacheu, că am ceva pregătit pentru tine mult mai măreț decât ce ai crezut tu că ai putea obține de la vamă. Și vreau să vă spun că fiecare dintre voi aveți un copac care vă așteaptă. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm, dragii mei, cu toții și să ne rugăm.